foarte mulți sunt oamenii care cred în învierea lui Hristos, dar foarte puțini sunt cei care o au și o văd în chip curat. Sfântul Simeon, nou teolog. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Ioan și iubiți frați și surori împreună rugători, am pus la începutul cuvântului de învățătură al acestei zile binecuvântate fragmentul acesta al unui mare mistic, al unui mare sfânt, Sfântul Simeon, care ne propune o altfel de variantă de a face teologie, pentru că Sfânta Maica noastră Parascheva de la Iași intră în detrimentul acestei noi metode de a face teologie, o teologie care, vedeți, nu este o formă de ideologie, nu este o formă de teorie, ci este o manifestare cât se poate de practică. Sfântul Simeon vorbește bunăoară despre cei care aud despre înviere, dar despre categoria care o și primește, o și vede, o și percepe. Și în zona aceasta aș vrea să conturez cuvântul de învățătură, meditația noastră acestei zile, plecând de la viața cuvioasei Parascheva, viață pe care sunt sigur că fiecare dintre toți cei care am venit astăzi la Sfânta Liturghie o cunoaștem. Chemarea ei înspre Hristos începe la vârsta de 10 ani, când aude cuvintele urmării cristice. Cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Gândiți-vă că aceste cuvinte au încolțit ca o sămânță bună și au adus rod înmulțit, înmit, într-o conștiință curată a unui copilaș de 10 ani. E un lucru foarte rar ca această conștiință curată a copilului să se mențină integră pe parcursul vieții sale. De ce spun asta? Pentru că copilașii, după vârsta inocenței, sigur se contaminează încet și această stare a unei conștiințe curate, al minter prezente în ei, ca o formă directă a chipului lui Dumnezeu, care este nealterabil în noi, începe să se dilueze, păcatul începe să intre și astfel, vedeți, se pierde legătura sau conexiunea aceasta cu sfințenia. Sfânta pe care Biserica o prăznuiește astăzi reprezintă o demonstrație practică a modului în care Dumnezeu înmulțește zona aceasta a sfințeniei și o umple de har, sau a felului prin care Dumnezeu se folosește de oamenii săi aleși pentru a ne putea predica prin intermediul lor mesajul acesta al vieții și al eternității. Sfinții reprezintă pentru noi modele de viață. Modele de viață. Suntem într-o lume care e din ce în ce mai debusolată, pentru că modelul autentic de viață este pus la semnul întrebării. Este radiografiat, este tranșat foarte puternic de diferitele ideologii care sunt populare astăzi, care intră de foarte multe ori într-o coliziune directă cu mesajul acesta simplu al urmării lui Hristos. Ne aflăm într-o plină luptă ideologică între latura aceasta progresistă pe care o vedem, o ascultăm, că se manifestă cu o forță extrem de puternică prin mijloacele
de comunicare în masă, prin internet, prin presă și așa mai departe. Și este interogată această credință simplă, dar extrem de autentică, care este problematică pentru epoca în care trăim, pentru că noi, în primul rând, suntem principalii vinovați, pentru că nu mai reușim să ne traducem credința noastră, altminteri sinceră, curată, bimilenară, în paradigmele zilelor noastre. Misiunea pe care noi o avem astăzi se îngemânează cu misiunea preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, care adună pe parcursul anului zeci, sute, poate chiar milioane de închinători, oameni care o simt parte integrantă a vieții lor. Sunt sigur că mulți dintre cei care ne ascultați sau veniți la liturghie ați fost, poate măcar o dată în viață, să vă închinați ei. Și ați simțit că închinarea către Sfânt se realizează, sau către Sfântă, se realizează într-o legătură indisolubilă, indestructibilă, organică, pură cu Hristos. Pentru că Hristos, vă spuneam înainte, îi folosește pe prietenii săi, pe sfinții săi, ca să ne conducă și să ne atragă pe noi înspre El. De aceea, modelul pe care Parascheva îl propune lumii de astăzi este unul cât se poate de puternic și de autentic. După vârsta de 15 ani, ea alege să iasă din zona epivatului, din zona aproape, foarte apropiată a Constantinopolului, unde a trăit, unde s-a rugat în bisericile bizantine. Hotărăște astfel să plece în Țara Sfântă pentru a-L urma practic pe Hristos. Vedem că cuvântul acesta al Sfântului Simeon Nouteologul, mulți aud, dar puțini văd învierea lui Hristos și puțini cred și o mărturisesc, se umple de sens în inima acestei tinere, care la nici 15 ani îl urmează cât se poate de literar pe Hristos. Îl urmează, încearcă să-i fie alături, călcându-i pe urmele practice, fizice. Și în sensul acesta, ea merge și intră în mai multe mănăstiri de pe Valea Iordanului, căutând să se unească mai mult și mai mult cu Cel pe care îl iubea atât de mult, adică cu Domnul nostru. Ea este profilul acestui ascet, acestui mistic, care lipsește din ce în ce mai mult în conștiința populară, în conștiința noastră. Și lucrul acesta, vedeți, intră oarecum într-o direcție contrastantă cu ideologiile care sunt prezente astăzi, care ne propun acest carpe diem, de care am mai auzit, să trăim clipa, să ne bucurăm, să intrăm în zona acestui vitalism, care în maniera sa exacerbată vine și ne consumă exact perspectivarea eternității. E, dacă vreți, ceea ce spunea Hristos în pildă: mănâncă, bea, veselește-te, suflete, dar toate ale tale, ale cui vor fi atunci când Îngerul Morții va veni? O întrebare care aduce foarte multă reflexie, o întrebare care vine să contrabalanceze cultura aceasta a vitalismului exacerbat, care ne revendică pe noi astăzi. Pentru că viața, plăcerea, sigur, sunt lucruri bune, binecuvântate de Dumnezeu, dar în momentul în care ideea sacralității lipsește, ele își pierd valoarea și astfel se diluează în viața care trece alminteri pe lângă noi. Modelul acesta al cuvioasei Parascheva și al tuturor sfinților este unul extrem de important pentru noi. Pentru că sfinții reprezintă o busolă după care trebuie să ne ghidăm. Și ce face Sfântul ca să ne atragă pe noi în urmarea aceasta lui Hristos? Sfântul ne învață un singur lucru care este esențial:
cu cât se golește mai mult pe sine însuși, cu cât își evacuează mai mult din propria lui personalitate, din propria lui ființă, cu atât intră mai mult din Dumnezeu în el și el se umple de Dumnezeu și trăiește starea de fericire, stare pe care noi toți o căutăm astăzi. Sfinții, să știți că nu sunt caractere care au trăit doar într-o epocă îndepărtată a istoriei, ci sunt oameni ai modernității. Sunt oameni ai actualului, pentru că adevăratul actual este în relația strânsă dintre Hristos și timpul în care Hristos ne vrea. Ce înseamnă lucrul acesta? Adică noi venim în lume în baza purtării de grijă a lui Dumnezeu. Dumnezeu socotește și alege momentul în care, în dimensiunea actului de creație, noi să intrăm în lume și să putem să ne amestecăm, vedeți, cu cultura aceasta și cu toate acestea să încercăm să-L trăim pe Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne umplem de sensul acesta existențial pe care îl propune tocmai El. Și lucrul acesta este posibil pentru că există sfinți contemporani, există sfinți care sunt prezenți în lumea noastră și astăzi, și la momentul acesta al vorbirii. Sfântul Sofronie Saharov, un mare căutător al adevărului, un ucenic al Sfântului Siluan, a fost întrebat de către un englez bună oară cum arată un sfânt, dacă a văzut un sfânt sau nu. Și răspunsul a fost unul extraordinar de interesant. Îi spune Sfântul Sofronie, pentru că și el a fost canonizat, i-a spus: du-te și uită-te în oglindă. Sofronie este imaginea unui șantier în lucru, a unui sfânt în devenire. Pentru că toți oamenii au această vocație de a redeveni sfinți. Toți încercăm să împlinim în noi chemarea aceasta a lui Hristos de a-L urma, de a deveni asemenea Lui. Și lucrul acesta, vedeți, are împlinire în ceea ce în ceea ce atingem noi astăzi prin urmarea lui Hristos, raportându-ne la sfinți. Acum, în ceea ce privește fericirea pe care o căutăm toți, spunea un alt gânditor, e vorba despre Alfonso Dodez, că nu există altă fericire decât aceea de a o îndrepta înspre celălalt. Nu există o fericire mai mare decât cea care ea se propune și se dăruiește înspre omul de lângă tine. Sfânta Parascheva, prin faptul că l-a urmat pe Hristos, prin faptul că s-a dăruit pe sine lui Hristos, a devenit, vedeți, un magnet peste timp în actul acesta de a-L urma pe Hristos și de a deveni o călăuză către Domnul pentru toți cei care se îndreaptă înspre ea. Și cu cât ea devine mai golită de sinele său, cu atât, repet, intră Domnul Hristos mai puternic și mai adânc în ea. Și lucrul acesta, vedeți, creează foarte multă rumoare, aduce foarte multă energie, pentru că oamenii simt această căldură a Harului, o experimentează. Și de aceea, vedeți, ideologia aceasta care este potrivnică, care nu mai este capabilă să înțeleagă nevoia omului de sacralitate în epoca în care trăim noi, se manifestă de cele mai multe ori într-o manieră extrem, extrem de agresivă. Lucrul acesta îl sintetizează extrem de bine preasfințitul Ignatie, episcopul Hușilor, care în urmă cu puțin timp a scris o lucrare extraordinară tocmai despre această cultură a morții, această ideologie care este străină de Duhul Evangheliei, care în loc să adune, separă. Și lucrurile acestea le-am putut vedea și le vedem și le simțim
în zilele noastre când vedem anumite politici că sunt străine, sunt potrivnice bisericii și ele, chipurile, îmbracă ideea acestui bine comun. Ca să ne fie bine tuturor, sigur, trebuie să exorcizăm elementul cultural, eclezial din spațiul public și sigur să-l trântim undeva într-un sertar periferic al ființei și al vieții noastre. Și ne spune Preasfințitul, citez, cultura morții sau a căuta viața în moarte, așa cum sună sloganul îmi trăiesc viața și cu asta basta, înseamnă să aperi un drept la moarte, fără să te gândești la viață. Înseamnă să fii corupt, fără să te gândești că omori economia unei țări. Înseamnă să nu-ți pese de cetățeni, ci tu să te axezi pe îmbogățire necuvenită după goana murdară, după bani. Așa cum ne spune înțeleptul Solomon în pildele sale, spune, cel ce primește mită se nimicește pe sine, iar cel ce urăște mita, acela va fi viu. Cultura a morții înseamnă să transformi o ură spontană, ca cea a lui Cain asupra lui Abel, într-o ură organizată, ură pe care o vedem în spațiul public, așa cum o regăsim în politica românească, fără să realizezi că felul acesta te transformă într-un agent al dezbinării propriului tău popor. Cultura a morții înseamnă să multiplici calomnia, vorba ocolită sub umbrela libertății de exprimare, așa cum se întâmplă la tot pasul în presa românească. Sunt puține excepții, însă, fără să iei în calcul că poți desfința și murdări pentru totdeauna un om, dar nu și pentru veșnicie. Destinul pământesc trebuie să depășească această cultură a morții, dar intrarea în ea înseamnă să transformi minciuna în realitatea tot cuprinzătoare. Adică toată lumea minte și minte în toate direcțiile, se minte cât vezi cu ochii, de la indicatori economici până la sentimentele care animă pe oameni, de la ziare, radiouri, televiziuni până la felul în care se face literatură, se pictează sau se compune. Cultura a morții înseamnă să nu mai crezi în înviere, aruncându-te în brațele zeului consumismului, care îți dă sentimentul că totul trebuie trăit aici, pentru că doar o viață avem. Fără să constați că realitatea vieții veșnice este iminentă, indiferent dacă crezi sau nu în ea, adică de ceea ce ți este frică nu scapi. Cultura morții înseamnă să auzi de înviere, dar fără să o fi văzut în viața ta, așa cum spune Sfântul Simeon Nou Teologul. Acum, care este antidotul la această cultură a morții? Tocmai sărbătoarea pe care noi o trăim și tocmai întâlnirea noastră în jurul potirului ne scapă din această cultură a morții și a fricii pe care o vedem în contextul pandemiei, în contextul ideologiilor agresive care vin asupra noastră și încearcă să ne muțească vocea aceasta conștiinței care ne arată relația dintre noi și Hristos. Antidotul la cultura morții este Hristos. El este medicamentul pentru eternitate. Hristos este, vedeți, fericirea pe care o atingi în momentul în care încerci să te distanțezi de ea. Ce spunea Evanghelia de astăzi? Cel ce își urăște viața și sufletul pentru mine și pentru Evanghelia, acela își va câștiga viața pentru eternitate. Cu cât dai un pas înapoi, cu cât aplici metoda unui mare sfânt, Sfântului Ioan Botezătorul, acesta trebuie să crească, referindu-se la Hristos, iar eu să mă micșorez. Cu cât aplicăm metodologia aceasta în viața noastră, cu atât împlinim vocația aceasta de a-L urma pe Hristos și de a ne umple viața de fericirea pe care trebuie să o atingem încă din viața aceasta. Un gânditor extraordinar al minterii, e vorba despre Friedrich Nietzsche, mare filozof, spunea că nu înțelege de ce creștinii își amână
fericirea pentru viața viitoare. Și că tot el spunea că de ce în creștinism există un aer atât de trist? De ce suntem atât de triști? Aici are o perfectă dreptate. Creștinul care îl cunoaște și îl atinge în sufletul său pe Hristos, el nu mai trebuie să fie trist pentru că este răscumpărat. De multe ori vă văd cum plecați de la liturghie apăsați de durere, apăsați de greutățile pe care le aveți și le avem cu toți, dar nu transpare sentimentul acesta al întâlnirii reale cu Hristos, care trebuie să ne bucure. Nietzsche se înșală atunci când spune că fericirea noastră este undeva dincolo. Se înșală pentru că împărăția lui Dumnezeu începe încă din lumea aceasta. Fericita Parascheva, în momentul în care a încercat să-L urmeze pe Hristos, sufletul ei s-a umplut de această bucurie a urmării. Orice mistic, în momentul în care își dedică viața lui, acestui ideal evanghelic al lui Hristos, orice om care face lucrul acesta se umple de această fericire a urmării lui Hristos, chiar dacă, alminteri, pe planul strict lumesc, viața lui trăiește lângă tristețea acestor neîmpliniri. Pentru că creștinul trebuie să-și revoce această vocație de a-L urma pe Hristos. Și aceasta trebuie revocată. Adică nici faptul de a-L urma pe Hristos în sine nu este un scop în sine, ci poate să fie o preliște, o barieră, o stabilă. Noi trebuie să le depășim pe toate și să-L luăm pe Hristos de mână, să urcăm înspre crucea Lui și mai apoi să depășim teologia aceasta superbă a crucii, care ne conduce înspre înviere. Și învierea este, vedeți, de redevenim circulari, ne reîntoarcem la ceea ce spune Sfântul Simeon Nouteologul, că învierea lui Hristos trebuie văzută și simțită și trăită încă din lumea aceasta. Noi de multe ori vorbim despre înviere, dar nu o trăim. De multe ori ne închinăm Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, dar nu conștientizăm că această închinare merge înspre Tatăl, înspre Fiul și înspre Sfântul Duh, pentru că multe lucruri ne atrag atenția și astfel uităm cât de fericiți ar trebui să fim atunci când îl avem și îl mărturisim pe Hristos. Sfânta Cuvioasă Parascheva să fie alături de noi, să ne urmeze rugăciunile ei, să vă însoțească și să încercăm și noi la rândul nostru să trăim și să căutăm împărăția lui Dumnezeu care începe încă din lumea aceasta. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.